Până acum, de fiecare dată v-am sugerat ce antrenamente trebuie să faceți ca să vă atingeți propriul obiectiv. Iată că în această zi vreau să vă sugerez ce rețete puteți avea în timpul zilei, și anume 3 mese principale: mic dejun, prânz și cină. Am optat în această dimineață să facem un mic dejun sănătos, și anume foarte simplu de realizat. Recomand tuturor să combine un iaurt cu 2% grăsime, afine și zmeură, și bineînțeles 2 cuburi de ciocolată neagră 80%, în așa fel încât să ne ofere aportul caloric necesar și bineînțeles energia de care avem nevoie. După cum bine știți, masa de prânz este foarte importantă, trebuie să fie bogată în vitamine și minerale și, bineînțeles, în nutrienți. Astăzi v-am pregătit salată fitness, conține rucola, avocado, castravete, lămâie, alune de pădure, mure, brânză feta, mentă, sirop de arțar, ulei de măsline, sare și piper. Așadar, aceasta este masa de prânz. Vă spun sincer, este foarte sățioasă și foarte gustoasă și în același timp ține de foame. Avem undeva la 400 de grame, 400-450 de grame și nu depășește un aport maxim de 350 de calorii. Pentru cină, în schimb, v-am pregătit ceva interesant. O surpriză pentru voi. Haideți să vedem! Iată surpriza, burgeri. Burgeri îi putem mânca în așa fel încât să nu ne îngreșăm și cu siguranță să vă satisfacă poftele. Conține zucchini, carne de vită, brânză cheddar și pe lângă avem fasole verde, și anume păstăi. Așa cum voi vă gândeați că o să mâncați burgerul cu pâine, cu o chiflă, iată că zucchini înlocuiește chifla și puteți mânca fără să vă îngreșați. Nu uitați, mesele trebuie să le aveți la ore fixe sau într-un anumit interval, și anume mic dejun între 6:30 dimineața și ora 9, prânzul între ora 12 și ora 14, iar cina între 17:30 și orele 19. Între timp puteți merge la sală să vă faceți antrenamentul strict pentru obiectivul pe care voi vi l-ați propus. Puteți merge în continuare să faceți antrenament fără a vă simți balonați.